Acest program este sponsorizat de Bună dimineața și voie bună tuturor! Vreau să vă fac să zâmbiți că își voi găti astăzi o rețetă atât pentru posticioși, adică pentru cei care țin post, cât și pentru pofticioși, pentru cei care doresc ceva gustos și aromat. Ce vom găti? Orez cu fasole, adică o rețetă foarte interesantă pentru vegetariani sau pentru cei care țin post, căci conține atât proteine de la fasole, cât și carbohidrați din partea orezului, plus alți nutrienți. Haideți să trecem în revistă rapid ingredient. Pătrunjel verde proaspăt, semințe de chimen, boabe de muștar, boabe de piper negru, sare, ardei iute uscat, un ingredient opțional, dacă vă e teamă de iuțeală, renunțați la el, boabe de coriandru, o cutie, circa 400 de grame cu fasole roșie, scursă și spălată, ulei de orez, că aceasta voi folosi astăzi, piper și ingredientul cel mai important, orezul, și anume un orez cu bob lung, basmati, socotit a fi cel mai parfumat din lume, și umblă vorba că își datorează această calitate apelor de pe Sfântul Munte Himalaya. Ce se întâmplă cu acest orez? Este foarte simplu. Se spală în câteva ape, se înmoaie 30 de minute și apoi o cană de orez se gătește, se fierbe morcov în două candele. Tigaie, foc, un pic de ulei. Și vom face astăzi un artificiu pe care l-am văzut făcut în bucătărie indiană. O să prăjim la foc mic mirodenile în ulei. Uleiul va fi aromat, va prinde gust de la ele. Vom încinge foarte bine fasolea. Și după ce orezul este gata, vom amesteca aceste două componente. Boabele de muștar, semințele de chimen, coriandru, piper și ardei iute. Și după 10-20 de secunde se dau de pasă. Vezi ce pufos iese? Uite ce contrast frumos de culoare. Deci pregătiți-vă, nu? Pofticiosule sau posticiosule. Ia, gustă! Hai să vedem dacă scurge, dacă scurge, dacă scurge. Nu prea pot să te ajut eu. Și tușa finală, tușa finală. Un pic de verdeață. Dragi pofticioși și dragi posticioși, orez cu fasole, plin de mirodenii, plin de aromă, ceva mai deosebit. Și nu uitați acel procedeu, uleiul infuzat cu mirodenii, cu care puteți da gust ingredientelor cu o savoare mai neutră. Mă bucur că v-am avut alături și ne vom vedea mâine cu siguranță. O zi bună în continuare, la revedere! Acest program a fost sponsorizat de